Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Firma pe care Culiță o avea împreună cu Carmen de la Sălcioa a fost pe minus pe perioada pandemiei, având în vedere că mare parte a artiștilor au trebuit să se reorienteze, să facă o pauză de la cântat. Având în vedere situația prin care a trecut întreaga planetă, este de înțeles, în ciuda problemelor cu care s-au confruntat cei mai mulți artiști, Culiță nu a solicitat eliberarea de certificat pentru starea de urgență, multe întreprinderi putând apela la ajutor financiar din partea statului. Firma Culiță Sterp SRL, înregistrată în anul 2017, a avut o scădere de 27.748 lei în anul 2021. Cea mai mare pierdere a fost în 2020, anul stării de urgență, atunci când firma avea o scădere de peste 105.000 lei. Compania lui Culiță Sterp, care se ocupă de activități în domeniul artistic, figurează cu o cifră de afaceri de 148.883 lei în 2021. Potrivit datelor pe care cântărețul le-a raportat la ANAF, datoriile sunt simțitor mai mari, mai exact în jur de 529.000 de lei. Până la divorțul de Carmen de la Sălcioa, întreprinderea avea un alt nume, Culiță Carmen SRL. 2022 a fost un an cu siguranță mai bun pentru fostul concurent de la Survivor România. La ora actuală, firma este pe locul 3 la nivel național în topul micro-întreprinderilor care se ocupă de activitățile artistice. Cel mai bun an cu această afacere a fost 2019, când înregistra un profit net de 66.558 de lei. Așa cum spuneam, nu este singura afacere cu care familia Sterp se mândrește. Mama Geta are un magazin în Hațegunde și vinde produsele lactate, iar Iancu și celelalte fete nu stau nici ele degeaba. Ileana, de pildă, se ocupă împreună cu soțul ei de vila pe care acesta o are în Sebeș, acesta investind în domeniul imobiliarelor în ultima perioadă. Cât despre Iancu Sterp, acesta face bani frumoși din YouTube și este, la ora actuală, unul din cei mai iubiți influenceri. La toate sumele acestea putem să adăugăm și banii pe care cei doi au câștigat din aparițiile televizate. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.